atunci când ne-a scris pe pagina noastră o poveste emoționantă pe care am vrea să o cunoașteți și voi, de la Daniela Paladi. Ai ajuns în sfârșit în platoul nostru. Știu că de mult timp îți doreai acest lucru. Salutare! Salutare și bine ai venit! Hai să te conduc! Mă bucur să mă aflu în acest platou. Când am trimis mesajul, nici nu mi-am imaginat că voi primi o reacție și că filmările într-adevăr vor avea loc. Uite, ești o persoană foarte optimistă. Uitați-vă la ea, este coafată, machiată, unghiile îngrijite. Cine te ajută pe tine să arăți așa? Anturajul meu, deci sunt persoane care de ani de zile sunt alături și când au văzut ei că treptat, treptat tind spre filmări, spre de a mă cunoaște lumea, deci buna mea prietenă se oferă să mă aranjez, să arăt bine, să fiu o domnișoară, după cum spune ea. Așa, ai 21 de ani. 21 de ani. De când ești într-un scaun cu rotile? Mai grav din 2008. Atunci s-a pus și diagnoza de paralizie, dar medicii spun că de mic copil trebuia să ajung paralizată și că acum este o problemă la creier care practic poate duce la deces. Acasă am, spunem așa, o sacoșă cu pastile și am băgat mii de euro în acest tratament care pur și simplu m-a distrus și medicii acum spun că este imposibil. Adică eu nu știu de ce. Dacă nu s-a putut face nimic, trebuia să mi se spune. Cel puțin nu aveam să încerc să mă operez, pentru că a fost o perioadă destul de grea pentru mine. Și banii au fost ajutați? Au fost adunați pentru a te ajuta? Povestește-ne... Am solicitat doar 2000 de euro, pentru că nu-mi doream mai mult, știam că este un caz excepțional, eram deja mare, adică ei mai mult se bazează pe copii mici și nu am avut promovator de caz, că când se ocupă, spre exemplu, Svetlana Sainsus sau un alt promovator, e altceva, însă eu, expediind mesajul cu linkul de la caritate, am acumulat 700 și ceva de euro. Cazul a fost realizat în 2016 și în decembrie m-a luat sub promovare, m-au plasat Mitropolia și Ortodoxiei Republicii Moldova. Ei mi-au acoperit cheltuielile care au fost de recuperare pe atunci. Însă... O sumă destul de mare. O sumă destul de mare. Deci eu spuneam treptat, deci am nevoie, dar se plasau sumele și medicii îmi spuneau alte sume și de la clinica privată unde am fost operată au fost plasate conturile și al lor și al mele și acolo s-au donat bani. Deci m-a sunat cineva, a spus că n-am donat, dar am donat la clinică ca să se acopere suma și în august 2019, după ce am avut intervenție chirurgicală, pentru că am avut intervenție chirurgicală la maxilar, ultima extracție dentară care am avut-o, eu nu puteam vorbi, eu eram toată cu sută. Zic, tot a fost o bună prietenă de mea și a zis că ea a zis că nu mă duc singură la acea clinică privată, tu mergi cu mine. Și am zis că dacă mergi tu, îmi fac și eu o programare la medic. Dacă tot am terminat cu operațiile la dentură, poate se poate de făcut ceva la picioare sau de încercat de făcut o recuperare. Deci am intrat la acel medic. Deodată mi s-a spus că am 6.000 și ceva, aproape 7.000 de lei ai achitat. Deci că nu s-a achitat. Că laudera... Adevărul care e că de pe Facebook s-au găsit persoane care îl sunau, au găsit datele de contact, îl sunau, spuneau că eu nu merg la recuperare, că eu colectez bani pentru sine, că deci, persoane răuvoitoare. Toate chestiile acestea, dar eu am spus, mă cunoașteți personal, în clinică sunt
camere de luat vederi. Eu mă prezint, chiar mai multe persoane care îi cunosc de ani de zile acolo și chiar cu clinica păstrez legătura și în ziua de azi, pentru că majoritatea medicilor pentru mine sunt ca o familie. Mai ales medicul care se ocupă de dentura mea, deja este mai mult ca o mamă. Ca prieten, un coleg. Am înțeles că ai absolvit de recent. Cursurile de contabilitate. Așa. Și poți să zici că ești contabil. De fapt, poza asta de când e? E de la? Poza aceasta e de la sfârșitul lui decembrie, înainte de sărbători. Da, și ai act în mână și șansa de a lucra, îți depui CV-urile, încerci să-ți cauți un job? Am apelat la Asociația Motivație, pentru că ei se ocupă în majoritatea cazurilor de persoanele cu dizabilitate și cu angajarea în câmpul muncii și deja aștept răspunsul de la ei, care este situația și cu ce aș putea să mă ocup, dar chestia e că contabilitatea pentru mine a fost, spunem așa, de-abia începutul. Vreau să studiez limbi străine, psihologia dreptului țin pe primul loc. Nu știu, vreau atât de multe. Plus că mi se pare că deja vocabularul meu nu este într-atât de elevat, bogat. Și aș vrea să studiez de a mă îmbogăți. Deci arta oratorică. Da. Știți, când practic din 2008, nu știu, cine spune că în Moldova sunt drumurile rele și nu se pot deplasa cu mașina, încercați, vă rog frumos, într-un scaun cu rotile, pe trotuare, la țară, să vă deplasați. Asta într-adevăr doare. Când ai câteva kilograme în plus, când căruciorul nu vrea nici în stânga, nici în dreapta și tot ce este lângă tine, asta e mama, care ea pur și simplu se distruge făcând ceva. Și când apelezi la cineva, oameni, spre exemplu și primarul, vă rog frumos să-mi faceți drumul, vă rog să mă ajutați cumva, vă rog să instalați... Primarul din localitate. Da. Dar din ce localitate? Ștefan Vodă. Ștefan Vodă, chiar oraș? Nu, satul Cioburciu. Cum? Cioburciu. Cioburciu? Da. Drag primar din satul Cioburciu, rugăm în numele echipei și în numele oamenilor buni, faceți un drum ușor pentru fata asta, să poată și ea ieși, mai ales pe glodul care există în această perioadă în satele noastre. Oferiți condiții decente. Dragi oameni din Mahala, săriți în ajutor și haideți să fim mai buni, haideți să ajutăm această domnișoară să-și urmeze visele, să facă studii, să învețe și să-și câștige și propria bucățică de pâine.